Bună, dragii mei! Bine ați venit la Taroterapia pentru o nouă citire interactivă. Astăzi vom explora ce gândește, ce simte, ce intenții are cu tine persoana la care te gândești. Și avem trei grupuri. Grupul 1 cu tarotul steampunk, grupul 2 cu tarotul tradițiilor, grupul 3 cu tarotul pictorial key. Ca de obicei, vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre cel puțin o variantă. Vă aștept pe site pentru seturi de tarot, oracole, cursuri de tarot și alte surprize. Pentru astăzi avem o citire atemporală, adică este relevant momentul în care ascultați acest mesaj și vă rog să rețineți din această citire doar ceea ce rezonează cu fiecare dintre voi. Și acum începem cu grupul 1. Grupul 1. Ce gândește, ce simte și ce ar intenționa această persoană la care te gândești vis-a-vis de tine, ascultătorule? Începem cu tarotul. Folosim de asemenea și acest oracol, oracolul îndrăgostiților. Haideți să vedem. Aici avem o persoană care vede ceva nou în legătură cu relația voastră. Avem o persoană care se uită către o cale nouă sau cineva care e aproape de a începe ceva. E ca și cum persoana asta ar deschide o poartă și urmează să ajungă această informație inclusiv la tine. Ce este interesant este că avem o persoană amorțită din punct de vedere emoțional sau cineva care refuză să ia o decizie pentru că acea decizie ar fi cam dureroasă în acest moment. Cu acest doi de săbi s-ar putea să vorbim despre o persoană care are un comportament dual. Sau am putea să vorbim despre relații care nu sunt exclusive, putem să avem aici și situații de triunghi amoros, sau cu acest doi de săbi am putea să avem un partener veșnic, nehotărât, un partener care comunică destul de ambigu sau un partener care are momente bune, calde, afectuoase, urmate de momente de absență. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Haideți să vedem din acest oracol al îndrăgostiților care ar fi mesajul în legătură cu această persoană. Ce simte, ce intenționează, ce gânduri are, iată, pe cineva care caută echilibrul. Cineva care nu simte că lucrurile din viața sa sunt la locul lor. Aici avem un mesaj care se referă la a nu încerca să fiți mereu de acord doar de dragul acordului. Și cred că parte din gândurile acestei persoane ar fi inclusiv ideea că voi puteți să treceți peste certuri sau peste conflicte și că să aveți puncte de vedere diferite nu înseamnă că trebuie să ajungeți la finalul relației. Asta se poate referi, de exemplu, la acele situații în care tu, ascultătorule, probabil căutai din partea acestei persoane acord total sau să aveți întotdeauna aceeași viziune asupra anumitor lucruri sau i-ai pus în vedere acestei persoane că dacă nu își aliniază punctul de vedere cu al tău, atunci probabil că strada voastră împreună nu o să continue pentru foarte mult timp. Și aici mă întreb cum rezonează cu fiecare dintre voi. E ca și cum persoana asta consideră că voi puteți face față dificultăților și că nu o să vă oprească pe voi acele puncte de vedere diferite sau, în fine, nu o să se oprească relația pentru că sunteți într-un anumit dezacord, poate că în perioada asta. Iată pe cineva care spunea că începe o cale nouă și că urmează să-ți comunice despre această cale nouă sau are niște idei
noi în legătură cu povestea voastră, cu acești doi de săbi. Se pare că persoana asta are totuși acea dificultate în a-și pune împreună sentimentele și gândurile, de ca și cum trebuie să le trateze diferit, pentru că de multe ori ele spun lucruri diferite. Și interesant că dacă această persoană consideră că relația voastră e suficient de rezistentă încât să facă față și dezacordurilor, atunci probabil că și despre sine ar putea să considere că, deși are niște dificultăți, totuși poate să treacă peste ele și poate să aducă din nou un suflu nou, spuneam, da, și bun în relația voastră. Haideți să vedem în continuare, tot din tarot. Gânduri, sentimente, intenții, mă mai întreb de asemenea cu ce ai pus tu la încercare această persoană, ascultătorule, sau ce fel de provocări a trebuit să trăiască această persoană din partea ta și cum a făcut față acelor provocări. Pentru că vorbim despre cineva care se simte testat și vorbim de asemenea despre cineva care cel mai probabil te idealizează. Adică te-a pus acolo pe un norișor roz și îți atribuie tot felul de calități și bineînțeles că ceea ce vine de la tine este foarte important. Și treiul ăsta de monede, iată, cineva sacrificat, cineva mortificat de dragul unui proiect, adică oare această persoană simte că ceva nu a fost drept în comportamentul tău față de el sau față de ea? Oare această persoană consideră că de dragul unei idei tu ai de gând să strici lucrurile sau că tu ții foarte mult de punctele tale de vedere, iar asta ar aduce un risc în privința conexiunii voastre, da? Este multă energie feminină, destul de multă nestructurare în această citire până acum, dar și foarte mult ideal, spuneam, din partea acestei persoane, tot felul de idei, tot felul de visuri pe care le are în legătură cu voi, proiectează foarte mult, visează foarte mult. Este o persoană care își umple capul cu tot felul de filme în legătură cu voi doi și spuneam că este cineva care totuși este în căutarea echilibrului. Haideți să vedem în continuare. Până acum avem pe cineva din vărsător, cineva dintr-un semn de foc care ar putea interacționa cu altcineva dintr-un semn de foc sau un semn de pământ care ar putea interacționa cu un semn de foc. Să vedem ce mai apare în energia poveștii voastre. Din nou foarte multă admirație din partea acestei persoane. Din nou acel loc special pe care ți l-a rezervat în mintea sa, în interiorul său, în general. Cineva care te consideră un soi de bibelou extrem de prețios în viața sa. Un soi de trofeu pe care nici măcar nu-l merită. Cineva care se grăbește câteodată prea mult sau cineva care greșește tocmai pentru că este prea repezit. Sau aici mai avem pe cineva care ar putea să fie obișnuit să conducă în viteză. Așadar, observ o persoană care se comportă în anumite situații destul de infantil. Persoana asta parcă se simte nepregătită pentru complexitatea cerințelor tale. De ca și cum trebuie să-i explici de foarte multe ori, trebuie să încerci să-i traduci ceea ce vrei de la el sau de la ea. De ca și cum trebuie să faci tu mai multe eforturi, ascultătorule, pentru ca mesajul tău să ajungă la această persoană.
E ca și cum persoana asta, cu multa sa fantezie, te vede într-un anumit fel și nu reușește să te aducă în realitate sau să se aducă în realitate alături de tine. Deși ar avea la îndemână tot ceea ce îi trebuie, simt că este o persoană care pășește așa cumva pe undeva pe sus. Și îți spuneam, te-a pus pe tine pe un piedestal, iar piedestalul tău e chiar vreo 3 niveluri și mai sus decât acel sus în care se găsește el sau ea. Asta mă face să mă gândesc la o relație care nu e foarte bine înrădăcinată, nu are o expresie foarte bună în realitate. E ca și cum povestea asta voastră ori n-a început, ori este într-un punct în care nu se știe foarte clar despre ce vorbim, ori este o poveste cu susuri și cu josuri și foarte greu de etichetat. Da, e foarte multă incertitudine aici între voi doi și totuși spuneam că persoana asta se grăbește să ajungă la niște rezultate, să-ți comunice niște lucruri. De foarte multe ori face tot felul de greșeli din cauza acestor mișcări ale sale câteodată nesăbuite. Aici avem pe cineva, de asemenea, din gemeni sau din fecioară. Am putea să avem persoane care sunt născute în septembrie, în martie, iunie, octombrie sau ianuarie. Explorăm în continuare gânduri, sentimente, intenții. O persoană curioasă și, de asemenea, o persoană care încearcă să te îmblânzească. Ascultătorule, aici mai avem, de asemenea, pe cineva din leu. Cineva încearcă să te îmblânzească, cineva încearcă să te domolească, cineva încearcă să îți facă pe plac, da? Cineva încearcă tot mai mult să ajungă lângă tine cu mesajele sale. Și în alte cazuri, aici este cineva care este întors după o lungă pribegie, cineva care ar putea să ceară reluarea relației pentru cei dintre voi care sunt acum într-o pauză și cineva care de asemenea continuă lupta. S-ar putea să auzi din partea acestei persoane că vrea să lupte pentru această poveste. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu grupul 2, cu cei dintre voi, care au ales tarotul tradițiilor și explorăm împreună ce gândește, ce simte și ce intenționează persoana la care te gândești vis-a-vis de tine. Haideți să vedem. Aici avem o persoană care stă pe gânduri și cântărește cum ar trebui să acționeze în privința ta. Cineva care, iată, caută niște răspunsuri în legătură cu tine, ascultătorule. În mintea acestei persoane să ajungă la tine nu ar fi deloc prea ușor. E ca și cum are de străbătut o cale destul de lungă, anevoioasă, plină de tot felul de încercări. Din punct de vedere emoțional, aici avem o persoană care se deschide față de tine, deși probabil că o face cu timiditate. Avem un valet. Valetul poate să trimită anumite semnale despre interesul său, însă
nu o va face prea intens sau lucrurile probabil că nu sunt clare de la început. Foarte interesant că persoana asta te percepe ca fiind foarte atrăgător sau foarte atrăgătoare. Este o persoană fascinată de corpul tău, de vocea ta, de mișcarea ta, cineva care admiră felul în care te îmbraci. Aici avem o persoană care își face probleme vis-a-vis de posibilele sale performanțe erotice. În anumite cazuri simt că vorbim despre cineva care se întreabă dacă va fi la înălțimea așteptărilor tale atunci când vine vorba despre momente intime. Așadar, avem o persoană care încă își planifică acțiunile în funcție de ceea ce vede la tine, în funcție de ceea ce primește de la tine, în funcție de ceea ce se întâmplă în curtea ta, ascultătorule. Haideți să vedem mai departe. Mă întreb cum rezonează cu voi până acum. Până acum au apărut persoane din un semn de foc, berbec, leu sau săgetător. Mai avem de asemenea pe cineva din fecioară. Am putea să avem o interacțiune între un semn de pământ și un semn de apă. Haideți să vedem amestecând acest oracol, oracolul îndrăgostiților, și extrăgând o carte, ce mai aflăm despre această persoană vis-a-vis de tine. Iată, a manifestat niște miracole. Visul tău va deveni realitate curând. Ai încredere în inima ta și continuă să asculți ceea ce îți spune. Interesant! Asta sună ca o încurajare pentru această persoană care spuneam că e timidă, care trebuie să afle foarte bine mai întâi ce faci tu înainte de a face un pas. Cineva care așteaptă ceva miraculos înseamnă că e cineva care nu se așteaptă ca din relația voastră să vină ceva foarte mare. Așadar, e ca și cum are nevoie de intervenție divină, are nevoie de o schimbare care ar putea să fie cumva mediată de către o forță superioară. Și atunci ne gândim de ce oare această persoană consideră că nu poate să ajungă la tine. De ce acest drum îl vede ca fiind atât de dificil? Care sunt acele încercări la care el sau ea ar fi supus sau supusă pentru a se apropia de tine? Aici avem fie o relație la început și foarte multă neîncredere din partea acestei persoane vis-a-vis de forțele proprii, fie avem o relație în care au fost probleme. Și atunci e posibil ca această persoană să se întrebe de 100 de ori cum se poate raporta la tine acum, astfel încât să nu te supere și mai tare. Oare cum rezonează cu tine până acum? Haideți să vedem în continuare. Explorăm tot din tarot. Iată ce interesant. Ca de obicei se repetă cărți, da? De la o citire la alta avem arcane similare pentru că energia grupurilor este de multe ori similară și la grupul 1 am avut un as de monede împreună cu un 2 de săbi și aici ni se explică mai mult. Așadar, spuneam că o opțiune ar fi ca această persoană să fie destul de retrasă, să fie destul de neîncrezătoare pentru că la un moment dat a făcut ceva și pentru că la un moment dat ți-a clătinat încrederea în el sau în ea. Ori aceste trei cărți arată tocmai pe cineva care
a oferit inițial ceva valoros în relație, da, iată această ofertă și acest as de monede care vine cumva și ca o surpriză, după care această ofertă este aruncată în ambiguitate, pentru că apare energia lui doi de săbii. Adică vreau, dar nu prea vreau, știu, dar nu prea știu, suntem sau nu suntem în relație. Dacă mă pui să decid, eu nu pot să decid, dar nu-mi cere chestia asta, pentru că nu mă simt pregătit sau pregătită. După care vine un 10 de săbii, care poate să fie o dezamăgire cruntă, poate să fie o durere foarte mare, o trădare sau o punere la pământ a relației voastre, care vine de obicei din acțiunea cuiva și poate să fie o acțiune neașteptată, o surpriză foarte mare și foarte neplăcută. Deci, această citire, probabil că se referă și la cei dintre voi care sunt sau au fost în relație cu un partener care a produs o fisură în relație. Cineva care a dezamăgit, cineva care a rănit. În anumite cazuri, chestia asta se aplică și invers, adică e posibil ca această persoană să se simtă rănită de acțiunile tale sau această persoană să fi considerat că ai pornit foarte bine, după care ai intrat așa într-un soi de nor, da? Ai intrat în confuzie, ai intrat în ceață. Haideți să vedem în continuare ce gânduri are această persoană vis-a-vis de tine, ascultătorule. Iată, turnul. Turnul care confirmă că ceva a fost pus la pământ. Sau turnul care se referă la ceva ce urmează. O anumită structură extrem de fragilă sau artificială, fără valoare, ar putea să fie pusă la pământ. Turnul ăsta aduce în discuție ceva important. Da? Turnul poate să fie și revelarea unui adevăr fundamental. Și totuși, după turn avem o stea. Asta înseamnă că această cădere s-ar putea să fie compensată sau nu să fie atât de dureroasă. Asta înseamnă că pentru o parte dintre voi se anunță niște schimbări dramatice de situație și niște discuții foarte serioase despre niște aspecte pe care până acum nu le-ați luat în calcul. Avem un element mare de surpriză aici. Steaua asta totuși promite vindecare, promite alinare. Cu această stea ne putem gândi că ceea ce pare îngrozitor într-o zi, peste 2-3 zile s-ar putea să se transforme și să pară chiar o binecuvântare. În general, arcana turnului vorbește despre binecuvântări ascunse, însă un turn însoțit de o stea arată ceva major care poate să cadă, după care ceva nou este reconstruit foarte, foarte rapid. De ca și cum se închide o poartă și se deschid, de fapt, alte 3 porți și mai interesante decât cea inițială. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Aici avem pe cineva din Scorpion sau Vărsător sau Berbec. Avem de asemenea, în anumite cazuri, persoane care sunt născute în luna decembrie, în luna februarie, în luna septembrie, în luna mai sau în luna august. Haideți să vedem de asemenea, în continuare, din acest oracol. Iată, exact ce spuneam la început. Cineva care se simte foarte atras de tine. Asta este o relație cu foarte multă pasiune, dar în același timp poate să fie o relație în care cel puțin unul dintre parteneri se întreabă dacă face față, dacă place celuilalt. Și de asemenea, iată un mesaj care sună cam așa. Uită-te adânc în interiorul inimii tale și vei simți dragostea mea. Dragostea mea este profundă ca un ocean. Cineva care până acum nu și-a prea declarat dragostea sau cineva care până acum
nu a lăsat să se vadă ce simte sau din faptele sale nu prea reieșea această dragoste. Cineva care vrea totuși să declare, pentru că e ca și cum s-a săturat să trăiască cu o greutate foarte, foarte mare pe piept. Această greutate a lucrurilor nespuse. Pentru o parte dintre voi, aceste cărți anunță o întâlnire rapidă, extrem de pasională. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro. Găsește aici cursuri de tarot cu metoda taroterapia, citiri personalizate, seturi de tarot, oracole, cărți și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video. Iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Am ajuns la grupul 3 și sunt aici cu cei dintre voi care au ales tarotul Pictorial Key și explorăm împreună ce gândește, ce simte, ce intenționează persoana care te interesează vis-a-vis de tine, ascultătorule. Începem cu tarotul. Iată, spuneam la grupul 2 că se repetă ceva din energia grupului 1 și aici se repetă ceva din energia grupului 2. Iată pe cineva care se simte etern la școală. Cineva care tot timpul are de învățat câte ceva, cineva care se uită la tine, ascultătorule, și își spune: dar oare când și cum ai ajuns tu acolo, pe acel nivel? Pentru că el sau ea n-a avut niciodată acces la acele informații pe care le deții tu. Cineva care se simte ca un student în raport cu un profesor foarte experimentat. Tu, profesorul, această persoană, eternul student. Așadar, avem pe cineva care se simte cu niște trepte mai jos decât tine, ascultătorule, și te rog să-mi spui cum rezonează până acum. Haideți să vedem mai departe. Ce-i cu acest car? Ce anunță el? Ce se mișcă repede? O decizie importantă despre relație, 2 de 10. Și un 8, din nou ideea de viteză. Aici avem conexiuni în care s-ar putea să intervină niște schimbări mari pe termen scurt, adică în următoarele zile sau săptămâni. Pentru că ceva a ajuns la apogeu și ceva începe să dea pe din afară, astfel încât o nouă etapă este cerută urgent. Și pare că se face acea trecere în acea nouă etapă. Avem din partea acestei persoane foarte multă grabă, ascultătorule, în legătură cu tine sau în legătură cu ceva ce ați discutat. Aici avem de asemenea anumite conexiuni care ar putea să fie la distanță. Pentru o parte dintre voi s-ar putea ca această persoană să propună o relocare, o mutare în altă parte. Sau s-ar putea ca această persoană să vorbească cu tine, ascultătorule, despre posibilitatea de a locui în aceeași casă, dacă nu locuiți deja împreună. Avem pe cineva care parcă a obosit să stea pe drumuri, cineva care a stat plecat o perioadă îndelungată și nu mai suportă, sau cineva căruia este foarte dor de casă. Cineva care caută normalitate, vrea o cină în familie, da? Vrea să stea la povești cu cei dragi, vrea să nu mai aibă timpul limitat, da? Să nu fie nevoie mereu, să se grăbească și să fugă pe ușă, să facă bani, să răspundă îndatoririlor. E cineva care parcă a obosit și simte nevoia să se odihnească lângă tine, ascultătorule. Cu această roată a norocului s-ar putea să aveți parte de niște evenimente externe pe care niciunul dintre voi doi nu le-a prevăzut și care s-ar putea să ceară o repoziționare în povestea voastră. Dacă aveți idee despre ce este vorba sau anumite lucruri se întâmplă deja, chiar vă rog să-mi spuneți în comentarii.
Aici avem pe cineva din Săgetător, Rac. Avem de asemenea pe cineva din Gemeni sau Taur sau Capricorn. Avem de asemenea pe cineva din Pești. Haideți să vedem în continuare. Aici avem o serie de discuții despre niște aspecte materiale, concrete, logistice. Aici avem de asemenea o serie de neînțelegeri care au apărut între voi doi vis-a-vis de frecvența întâlnirilor, de exemplu, cât de des ne vedem sau unde ne vedem sau de ce nu sunt tu mai des, trebuie să sun eu mereu sau de ce nu-mi răspunzi la mesaj în, habar n-am, 15 minute după mesajul, după momentul în care l-ai primit, da? Deci o serie de discuții în legătură cu niște aspecte care par să nu fie foarte mari, dar care au dedesubt o teamă că partenerul nu mai este la fel de interesat ca înainte. Și dinamica asta cumva mi-apare din partea amândurora. Adică tu s-ar putea să te întrebi dacă această persoană mai este la fel de interesată de tine așa cum era odată și persoana asta se întreabă dacă tu îl mai vrei sau o mai vrei așa cum se întâmpla la început. În același timp vorbim despre niște discuții clarificatoare pentru că apare această energie, da, a regelui de săbii care invită la a analiza lucrurile din punct de vedere rațional, a aduce niște argumente la obiect, logice, precise, da, practice. Și aveți șansa să lămuriți niște aspecte care vă supărau pe amândoi. Haideți să vedem mai departe, tot din tarot, ce gânduri are această persoană în legătură cu tine. Această persoană consideră că tu ai putea să schimbi strategia tocmai atunci când el se așteaptă mai puțin. El sau ea, da, se așteaptă mai puțin. Această persoană ar putea să considere de asemenea că tu, prin faptul că ai acele trepte în plus față de el sau față de ea, vei avea mai mereu de câștigat și că el sau ea trebuie să rămână cumva în umbră, trebuie să rămână cumva în plan secund și că el sau ea s-ar putea să fie dat la o parte sau dată la o parte din viața ta, ascultătorule, pentru că se întreabă această persoană cât va mai dura în felul ăsta? Cât vei mai tolera tu ca el sau ea să stea în preajma ta în condițiile în care tu meriți foarte mult și probabil cauți foarte mult? Avem de asemenea aici ceva neașteptat care ar putea să apară în jurul unei date de 10, 20 sau 30. Aici a mai apărut cineva din Vărsător. Avem persoane care sunt născute în luna decembrie, în luna octombrie, în luna mai sau iulie, în luna aprilie sau în luna ianuarie. Haideți să vedem din acest oracol al îndrăgostiților. Oh! Flăcări gemene și foarte multă agitație. Dar interesant că această carte a flăcărilor gemene a apărut împreună cu cartea sufletelor pereche. Iar asta înseamnă că voi în această conexiune, deși probabil treceți printr-o grămadă de dificultăți, deși probabil este genul ăla de conexiune care vă provoacă din toate unghiurile foarte, foarte frecvent, considerați că persoana asta v-a fost predestinată, da? Că el sau ea este alesul sau aleasa și invers, da? Această persoană consideră că a întâlnit acel partener sau acea parteneră semnificativă și că nu va mai avea o astfel de întâlnire, că nu va mai trăi o astfel de iubire cu nimeni altcineva. Însă, aceste două cărți vin și ca o invitație la a vă tempera puțin, la a nu mai idealiza tot felul de concepte.
La a nu încerca să puneți niște etichete pompoase pe relația asta. Aceste două cărți vin să vă spună că aveți probabil o relație foarte intensă, dar că ce este foarte, foarte important este să o integrați în realitate și să încercați să lucrați în mod similar la relație. Adică să observați dacă fiecare dintre voi aduce niște aspecte importante în relație. Pentru că există riscul aici ca lucrurile să se debalanceze și să se ducă foarte mult, de exemplu, înspre un partener care dă în continuu, da, oferă fără să se mai gândească și celălalt care devine din ce în ce mai neimplicat. Vi se spune de asemenea că nu întotdeauna intensitatea înseamnă iubire. Și vi se spune de asemenea că aveți de învățat niște lucruri importante unul de la celălalt. Vi se spune de asemenea că vă intrigă foarte mult prezența celuilalt în viața voastră, că este ceva acolo care tot timpul se transformă într-un soi de trigger important. Și vi se mai spune de asemenea că această conexiune poate să aibă parte de îmbunătățiri dacă amândoi păstrați același obiectiv, și anume relația. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Hai pe www.taroterapia.ro, descoperă cursul de tarot intuitiv cu metoda Taroterapia. Obiectivul acestui curs de tarot este ca tu să înveți în mod intuitiv, rapid și practic cum să interpretezi tarotul pentru tine și pentru alte persoane, folosind orice pachet de cărți de tarot. La finalul acestui curs vei ști cum să folosești tarotul într-un mod practic, vei căpăta o perspectivă nouă, utilă pentru a interpreta cărțile de tarot în orice arie care te interesează. Dragoste, relaționare, profesie, bani, dezvoltare, creștere personală, decizii de zi cu zi și așa mai departe. Vei ști ce indicii rapide să cauți în cărțile de tarot pentru orice întrebare pe care o ai. Vei cunoaște nu doar semnificația tuturor cărților de tarot, dar vei ști să obții rapid mesaje esențiale din combinațiile dintre arcane. Vei avea o conexiune mai bună cu intuiția ta și un mod inedit de a observa lucrurile nevăzute. Vei avea la îndemână, oricând și oriunde, materialul complet pentru a repeta ceea ce ai învățat. Accesul tău la curs este nelimitat. Vei putea intra oricând în contact cu taroterapia pentru orice întrebare legată de acest curs sau de practica ta. Hai acum în comunitatea noastră pasionată de tarot și pregătește-te pentru o aventură fascinantă în universul arcanelor.